Bună ziua, dragi prieteni! Suntem în data de 24 octombrie 21 și ploile tot nu ne vin, de asta seamănăm în uscat. Lucrările care s-au făcut aici le avem, s-au strâns floarea soarelui, după floarea soarelui seamănăm peste tot și după facele. Una aici după răsărită s-au trecut cu tocatorul care biețele le-au format. După asta, cu discurile care le avem, care discuiesc foarte în față, să spunem așa, ușurele. Și n-am mai făcut nici o lucrare, nici a doua oară cu discuri, ne era frică să scoatem, acum să se ducă o leacă mai tare și să scoată bolohai. Cultivatorul tot așa nu l-am vrut. Și cum că-și facem noi puține lucrări, dar totuși pământul pentru asemănat e foarte... într-o stare, spunem așa, nu tare bună. Nu-i drept. Nu-i uniform. Semănăm cu o semănătoare nouă care am procurat-o anul acesta și semănăm, am cumpărat pentru semănat de la un producător local, soreal. Majoritatea soreal. Și cum că semănătoarea nouă a regulat-o de la început cu 150 kg, dar vreau să spun că în sens că două rânduri semănăm, unul nu, două rânduri semănăm, unul nu. Și de asta dăm câte 150 kg la hectar, dar când am văzut noi cum merge, ne-am uitat când remorcul a rămas mai puțină sămânță, hectarii s-au dat mai puțini și am înțeles că îți ducem norma mai mult. Când am încercat-o iar din nou, e dădea 190 kg, nu 150. Iar acum și-am pus-o la 150. Cred că până s-o mai mecanismul sau s-o mai deschis, s-o mai ros, s-o mai nu știu de ce. De la început merge într-un fel și până la urmă dă o dată altfel. Asta arăt semănătoarea, asta arăt pământul. Sorturi la locurile experimentare le avem soreal, care cu 6 lei l-am cumpărat. Ștrubii, sortul, ați mă uit pisa cum se cheamă, nu știu, de la ștrubii, 15 lei kilogramul. Avem de la Satin Union Athlon 10 lei kilogramul, iar de la Satin Union în consort, ați mă uit pisa. Și mai avem încă de la Selecția Krasnodar, Rusia, Bezosnaya 100, aceia 9,50 lei am dat. Toate tratate, asta de la Krasnodar e tratată și cu insecticid, de asta o ceasă rămâie, am să semănăm grâu pe grâu, o bucată acolo unde să ținem albinile, ca să nu avem probleme cu erbicidile. Și acum ieșim afară bate vântul, a să înțeleagă ceva bine, nu, asta e. Dacă așa e pământul, aici se vede că e buhav, nu avem udeală, dacă așa avem bolohănie de ăștia, este și mai bolohănos, dacă acolo e mai bolohănos, după cum se vede, dar în orice caz, dacă aici, acum e semănat, s-o semănat, dacă așa e din urmă la semănătoare. Nu e ideal, de asta semănăm cum sămânța pe afară, așa, dacă ne uităm, nu se vede. E, dar trebuie să se vadă roșu, bat sămânța înăuntru, ca să o căutăm acolo, că aici se vede o sămâncioară. Se vede o sămâncioară. Dar așa, în deoarece sămânța e în pământ. Când asta-i ploaie, cum asta-i ploaie, nu știu. Ia că așa, saci, i-avem. Aici sta Athlon, la Satin Union. Al doilea sort e Aspect, se cheamă și de la ștrubii, se cheamă Lenox. Nu știu dacă se vede. Și Bezosnaya 100 vine în așa saci mari. Așa arată semănătoarea. La irtăm 4 metri. Ca după cum am zis aici, două rânduri, da,
unul în două rânduri, da, unul așa ca să treci, plus unii roțile merg, aici am scos două și iar mai departe, două merg, unul și așa mai, și așa. Cu asta vreau să închei tractorul Zetor, așa asemănătoare 4 metri pentru Zetor 96 caliteri, dus, când o duce, dar e până încărcată, e greu. De asta noi am mai făcut două greutăți aici. Cu asta vreau să vă zic mult sănătate și vă doresc la toți roade. Doamne, sploaie, că treaba noastră e asemănătorului să mănânc. Dar al lui Dumnezeu să încolțească, să mulțească, dă-i ploaie la timp, că Dumnezeu, dacă vrea, face pâine ca greu să umple și fără ploaie și fără nic. Voia Domnului. A toți le doresc sănătate și toate cele bune. La mulți ani!